Funcționarii publici sunt gata să reia acțiunile de protest, pentru că guvernul nu a respectat termenul limită până la care și-a luat angajamentul că va soluționa revendicările angajaților din primării. Aceștia amenință că vor intra în grevă generală de la 31 octombrie. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație a hotărât reluarea acțiunii de protest suspendat în luna iulie după ce a încheiat un acord cu guvernul. Pentru că guvernul nu și-a respectat promisiunile, funcționarii publici au reluat acțiunile de protest și amenință din nou cu greva generală pe o perioadă nedeterminată începând cu 31 octombrie. Pentru a evita eventualele situații neplăcute, Federația a început deja să strângă semnături pentru greva generală programată la sfârșitul lunii. Funcționarii din administrația publică cer acordarea normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală și acordarea tichetelor de vacanță. Peste 30.000 de sindicaliști din administrația locală au fost în grevă de o oră în data de 5 iulie, iar în data de 12 iulie au fost în grevă de o zi. Funcționarii publici au anulat greva generală pe perioadă nedeterminată care era programată în data de 19 iulie după ce au ajuns la un acord cu vicepremierul Vasile Dâncu.